62. Alegerile pentru funcția de stareță fură ținute a doua zi după Crăciun. În dimineața aceea, Kelis era atât de deprimată încât abia dacă reuși să se mobilizeze suficient pentru a se da jos din pat. Când se auzi clopotul care îi chema pe monahi la utrenie, fu puternic tentată să-și tragă pătura peste cap și să spună că nu se simțea bine. Dar nu se putea preface bolnavă când, în jurul ei, oamenii mureau pe capete, așa că, într-un final, făcu un efort și se sculă. Porni cu pași târșâiți pe lespezile înghețate ale claustrului, alături de Elizabeth, amândouă aflându-se în fruntea procesiunii de călugărițe care intrau în biserică. Ajunseseră la un astfel de acord pentru că erau candidate la aceeași funcție și niciuna nu era dispusă să-i dea întâietate celeilalte. Dar lui Kelis nu-i mai păsa acum. Rezultatul nu era decât deznodământul pe care l-anticipase de mult, numai că reușise să-l mai amâne o perioadă. Rămase nemișcată în zona corului, căscând și tremurând, ascultând și repetând automat psalmii și pasajele biblice. Era furioasă. Mai târziu, Elizabeth avea să fie aleasă stareță. Kelis simțea un val de ciudă față de surori care o respinseseră, îl detesta pe Godwin pentru dușmânia sa și îi disprețuia pe negustorii din oraș pentru că refuzaseră să intervină. Avea impresia că întreaga ei viață nu era decât un eșec. Nu reușise să construiască noul spital la care visase atât, iar acum îi era clar că n-avea să o facă niciodată. De asemenea, simțea un fel de ciudă și față de Mertin pentru că îi făcuse o ofertă pe care ea nu o putea accepta. Pentru el, căsătoria lor avea să fie o completare a traiului său de arhitect. Pentru ea, căsătoria ar fi înlocuit activitatea căreia îi se dedicase an de-a rândul. Tocmai de aceea șovăise atât de mult. Nu era vorba nici de cum că nu l-ar fi vrut. Tângea după el cu fiecare fibra a ființei sale, atât de mult încât abia dacă mai rezista. Murmură ultimele răspunsuri rituale și apoi cu pași mecanici, ieși din biserică în fruntea procesiunii de surori. Pe când traversau din nou claustrul, cineva din spatele ei strănută. Era prea descurajată pentru a se mai întoarce și a vedea despre cine fusese vorba. Călugărițele urcară treptele care duceau la dormitorul comun. Când intră în încăpere, Kelis auzi undeva în spate o respirație îngreunată și își dădu seama că cineva rămăsese în urmă. Flacăra lumânării îi dezvălui că era vorba despre responsabila cu novicele, sora Simon, o femeie severă între două vârste, care în mod normal era o călugăriță conștiincioasă, nici de cum genul care să piardă vreme. Kelis își legă o fâșie de pânză peste gură și nas și îngenuchie lângă salteaua lui Simon. Aceasta transpira abundent și părea foarte speriată. Kelis o întrebă: "Cum te simți?" "Îngrozitor," răspunse Simon. "Am avut niște vise ciudate." Kelis îi puse mâna pe frunte. Era foarte fierbinte. Simon spuse: "Pot să capăt ceva de băut?" "Imediat." "Cred că e doar o răceală." "În mod clar. Ai febră." "Dar nu am ciumă totuși, nu?" "Nu mă simt așa rău." "O să te ducem oricum la spital," răspunse Kelis evaziv. "Poți să mergi?" Simon făcu un efort să se ridice în picioare. Kelis luă o pătură de pe pat și o puse pe umerii bolnavei. În timp ce se îndreptau către ușă, Kelis auzi un alt strănut. De data aceasta, zgomotul venise de la sora Rosie, călugărița Dolofană care ocupa funcția de matricularius. Kelis își aținti privirea asupra ei, observând că părea speriată. Kelis alese o altă călugăriță la întâmplare. "Soră Cressy, du-o pe Simon la spital până ce o examinez eu pe Rosie." Cressy o luă pe Simon de braț și o conduse pe scările care dădeau un claustru. Kelis ridică lumânarea către chipul lui Rosie. Și ea transpira abundent. Kelis îi trase în jos gulerul rasei monahale. Pe umerii și pe sânii ei se vedea o mulțime de pete mici, purpurii. "Nu," zise Rosie, "nu, te rog, nu." "S-ar putea să nu fie nimic," minți Kelis. "Nu vreau să mor de ciumă," exclamă Rosie cu glasul spărgându-i-se. Kelis rosti pe un ton liniștitor: "Păstrează-ți calmul și vino cu mine." O apucă ferm de braț. Rosie se împotrivi. "Nu, o să-mi revin." "Încearcă să rostești o rugăciune," o îndemnă Kelis. "Hai, Ave Maria." Ros începu să se roage și câteva secunde mai târziu, Kelis reuși să o conducă afară din dormitor. Încăperea prelungă a spitalului era plină de muribunzi înconjurați de familiile lor și, în ciuda orei, mulți dintre ei erau treji. În aer plutea un miros puternic de trupuri transpirate, vomă și sânge. Singurele surse de lumină erau niște lămpi cu seu, care răspândeau o strălucire discretă. Combinată cu flăcările lumânărilor de pe altar,
aceasta reușea să străpungă cât de cât întunericul. De pacienți se ocupau câteva călugărițe care le aduceau apă și îi curățau. Dintre acestea, unele purtau masca de pânză, altele nu. Fratele Joseph, cel mai în vârstă dintre călugării medici și cel mai simpatizat dintre aceștia, era și el acolo. Tocmai îi dădea ultima împărtășanie lui Rick Argintarul, conducătorul gildei bijutierilor, și stătea plecat să audă spovedania rostită în șoaptă, înconjurat de copiii și nepoții negustorului. Cheris îi făcu loc și lui Rossi și o convinse să se întindă. Una dintre călugărițe îi aduse o cană cu apă de la fântână. Rossi stătea nemișcată, însă privirea îi aluneca neliniștită în toate direcțiile. Își cunoștea soarta și era înspăimântată. Fratele Joseph, o să vină imediat să stea de vorbă cu tine, îi spuse Cheris. Ai avut dreptate, soră Cheris, murmură Rossi. La ce te referi? Simon și cu mine am fost printre primele prietene ale surorii Elizabeth care au refuzat să poarte masca. Și uite ce am pățit. Cheris nu se gândise la asta. Oare avea să se dovedească, într-un mod oribil, prin decesul celor care nu fuseseră de acord cu ea, că avusese dreptate? Ar fi preferat să se fi înșelat. Se duse să vadă cum se mai simțea Simon. Aceasta stătea întinsă, ținând-o de mână pe Cressy. Simon era mai bătrână și mai calmă decât Rossi, dar și în ochii ei se citea spaima. Strângea cu înfrigurare mâna lui Cressy, ca și cum ar fi avut nevoie de un punct de sprijin. Cheris aruncă o privire către Cressy. Aceasta avea o pată întunecată deasupra buzei superioare. Cheris întinse mâna și o șterse cu mâneca rasei ei. Și Cressy se numărase printre călugărițele care abandonaseră primele măștile de pânză. Se uită la pata de pe mâneca lui Cheris. Ce e? Întrebă ea. Sânge, răspunse Cheris. Alegerile se ținură în reflectoriu cu o oră înainte de prânz. Cheris și Elizabeth stăteau una lângă alta la o masă aflată într-un capăt al încăperii prelungi, iar celelalte călugărițe ședeau pe băncile dispuse în rânduri. Totul se schimbase. Simon, Rossi și Cressy zăceau în spital doborâte de ciumă. Aici, în sala de mese, celelalte două călugărițe care refuzaseră inițial să poarte măștile, Ellen și Jenny, prezentau simptome incipiente, Ellen strănutând, iar Jenny transpirând. Fratele Joseph, care îi tratase de la bun început pe bolnavii de ciumă fără niciun fel de protecție, căzuse și el bolnav. Toate celelalte călugărițe reîncepuseră să-și lege fâșii curate de pânză peste gură și nas. Dacă acesta era un indicator al susținerii lui Cheris, însemna că deja câștigase. Toate erau tensionate și nu reușeau să-și găsească liniștea. Sora Beth, care deținuse până nu demult funcția de vistiernică și era acum cea mai în vârstă dintre călugărițe, deschise întrunirea cu o rugăciune. Nu termină însă bine de citit că mai multe călugărițe luară cuvântul în același timp. Glasul care le acoperi pe celelalte fu cel al surorii Margaret, fosta chelăreasă. Cheris avea dreptate, iar Elizabeth s-a înșelat, strigă ea. Cele care au refuzat să poarte masca sunt acum pe moarte. Vorbele ei iscară un val de murmure aprobatoare. Cheris spuse: mi-aș fi dorit ca lucrurile să stea altfel. Aș fi preferat ca Rossi, Simon și Cressy să fie aici cu noi și să voteze împotriva mea. Era cât se poate de sinceră. Se săturase să vadă atâția oameni murind. Toate acestea o făceau să înțeleagă că orice alte preocupări nu erau decât mărunțișuri. Elizabeth se ridică. Propun să amânăm alegerile, rosti ea. Trei călugărițe au decedat și alte trei sunt în spital. Ar trebui să așteptăm până ce epidemia de ciumă o să treacă. Această manevră o luă prin surprindere pe Cheris. Crezuse că Elizabeth nu mai avea cum să evite înfrângerea, dar se înșelase. Deși nimeni n-avea să mai voteze pentru Elizabeth, susținătorii ei preferau probabil ca hotărârea definitivă să nu fie luată acum. Apatia lui Cheris dispăru ca prin farmec. Dintr-o dată își aminti toate motivele pentru care voia să devină stareță. Să modernizeze spitalul, să învețe mai multe fete să scrie și să citească, să ajute orașul să prospere. Dacă Elizabeth avea să fie aleasă în locul ei, avea să fie o adevărată catastrofă. Imediat, opinia lui Elizabeth fu susținută de bătrâna soră Beth. N-ar trebui să ne ținem alegerile într-o atmosferă de panică și să ne exprimăm o opțiune pe care e posibil să o regretăm mai târziu, când ne vom fi calmat. Declarația ei părea regizată dinainte. În mod clar, Elizabeth plănuise asta. Dar, își dădu seama Cheris cu oarecare neliniște, argumentul nu era neapărat nerezonabil. Margaret spuse indignată: Beth, tu zici asta numai pentru că ești conștientă că Elizabeth o să piardă.
Kelly se abținu să ia cuvântul de teamă să nu stârnească un comentariu identic în ceea ce o privea. Sora Naomi, care nu-și declarase susținerea față de niciuna dintre candidate, interveni. Problema este că nu avem conducătoare. Stareța Cecilia, fiei țărâna ușoară, nu a numit o stareță adjunctă după moartea lui Natalie. Și acesta este un lucru atât de rău? Întrebă Elizabeth. Da, îi răspunse sora Margaret. Nu știm nici măcar cine trebuie să meargă în fruntea procesiunii. Kerris hotărâ să-și asume riscul de a formula o idee strict practică. Există o sumă de decizii care trebuie luate, mai ales în ceea ce privește moștenirea acelor proprietăți ale mănăstirii noastre, arendate unor oameni care au murit de ciumă. Ar fi dificil de gestionat fără o stareță. Sora Ellen, una dintre cele 5 prietene ale lui Elizabeth, care o susținuseră de la început, lua acum poziție împotriva amânării. Nu-mi plac deloc alegerile, spuse ea. Strănută, după care continuă. Sunt un prilej de vrajbă între surori și creează tot felul de neînțelegeri. Eu una, vreau să ne hotărâm și să trecem mai departe unite pentru a ține piept acestei molime îngrozitoare. Cuvintele ei treziră câteva ovații de susținere. Elizabeth îi aruncă o privire mânioasă lui Ellen. Aceasta îi sesisă intenția și adăugă. Vedeți? Nici măcar nu pot să exprim o părere pacifistă fără ca Elizabeth să se uite la mine de parcă aș fi trădat-o. Elizabeth își lăsă ochii în jos. Margaret interveni. Haideți să votăm. Cine pentru Elizabeth să spună eu? O clipă nu se auzi niciun glas. Apoi Beth rosti încet. Eu. Kelly se așteptă ca și altcineva să vorbească, dar Beth era singura dispusă să-și dea votul pentru Elizabeth. Inima lui Kelly s-a început să bată mai repede. Oare era pe punctul de a-și atinge obiectivul? Margaret urmă. Cine e în favoarea lui Kerris? Răspunsurile veniră imediat. Din rândurile călugărițelor se înălță un cor hotărât de acorduri. Lui Kerris îi se părea că aproape toate călugărițele votase pentru ea. Am reușit. Jubilă ea în gând. Sunt stareță, iar acum putem începe cu adevărat să schimbăm lucrurile. Margaret spuse. În cazul acesta... Un glas bărbătesc rosti brusc. Stați! Mai multe călugărițe suspinară speriate, iar una chiar scoase un țipăt. Toate privirile se întoarseră către ușă. În cadrul ei stătea Filemon. Probabil că trăsese cu urechea de afară. Cugetă Kerris. Filemon spuse. Înainte să continuați, Kerris nu era dispusă să tolereze așa ceva. Se ridică și îl întrerupse. Cum îndrăznești să intri în mănăstirea noastră? Nu ai primit permisiunea să vii aici și nu ești deloc binevenit. Pleacă. Acum. Am fost trimis de părintele stareț. N-are niciun drept. E cel mai mare demnitar religios din Kingsbridge. Iar în absența unei starețe sau a unei starețe adjuncte, el are autoritate și asupra călugărițelor. Nu mai suntem lipsite de stareță, frate Filemon. Kerris făcu un pas către el. Tocmai ce am fost aleasă. Călugărițele nu-l puteau suporta pe Filemon, așa că în momentul acela izbucniră în urale. Starețul adjunct spuse... Părintele Godwin nu permite organizarea acestor alegeri. Prea târziu. Spune-i că stareța Kerris conduce acum mănăstirea de maici și îl dădu efectiv afară. Filemon se retrase, pufnind. Nu ești stareță până ce alegerea ta nu va fi ratificată de episcop. Afară! Îi strigă Kerris. Călugărițele preluară îndemnul, transformându-l într-o incantație. Afară! 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 Acest atac reuși să-l intimideze pe Filemon. Nu era obișnuit să fie sfidat. Kerris făcu încă un pas spre el, ceea ce îl sili pe Filemon să facă și el unul înapoi. Părea uimit de ceea ce se întâmpla, dar și speriat. Incantația călugărițelor câștigă în intensitate. Brusc, călugărul se răsuci pe călcâie și ieși grăbit. Călugărițele începură să râdă și să înalțe urale. Dar Kerris își dădea seama că ultimele cuvinte ale lui Godwin erau adevărate. Alegerea ei trebuia ratificată de episcopul Henry. Iar Godwin avea să facă tot ce îi stătea în putere să împiedice asta. O echipă de voluntari din oraș defrișase o jumătate de hectar din pădurea care se întindea de cealaltă parte a râului, iar Godwin se afla în plin proces de sfințire a solului ca loc de îngropăciune. Toate cimitirele din perimetrul delimitat de zidurile orașului erau pline, iar spațiul disponibil în cel de lângă catedrală se micșora văzând cu ochii. Godwin străbătea laturile parcelei, biciuit de vântul rece și mușcător, stropind în stânga și în dreapta cu apă sfințită, care îngheța imediat ce atingea pământul, în timp ce călugării și călugărițele îl urmau într-un șir ordonat, cântând un psalm. Deși slujba nu ajunsese încă la sfârșit, groparii lucrau de zor.
Lângă mormintele aliniate ordonat se înălțau maluri de pământ proaspăt răscolit, cât mai aproape unele de altele, pentru a face economie de spațiu. Dar nici suprafața aceasta n-avea să le ajungă prea mult timp, așa că voluntarii lucrau deja la defrișarea următorului hectar de pădure. În momente ca acestea, Godwin trebuia să facă eforturi serioase pentru a-și păstra stăpânirea de sine. Ciuma era ca o marea tot cuprinzătoare de neoprit, înnecând totul în calea sa. Călugării înmormântaseră 100 de persoane în săptămâna de dinainte de Crăciun, iar numărul de morți era într-o perpetuă creștere. Fratele Joseph murise în ziua anterioară, iar alți doi călugări erau în spital bolnavi. Când avea să se sfârșească totul? Aveau să moară toți oamenii din lume? Oare avea să moară și Godwin? Era atât de speriat, încât se opri uitându-se fix la aspersorul de aur folosit pentru stropirea cu apă sfințită, ca și cum n-ar fi avut nici cea mai vagă idee despre cum ajunsese acesta în mâna sa. Timp de câteva secunde, fu stăpânit de o panică atât de puternică, încât orice mișcare îi era imposibilă. Apoi Filemon, aflat în fruntea procesiunii de monahi, îl împinse ușor de la spate. Godwin făcu un pas precipitat înainte, după care își reluă marșul. Trebuia să-și alunge aceste gânduri înspăimântătoare din minte. Își concentra atenția asupra problemei reprezentate de alegerile ținute de călugărițe. Reacțiile la predica rostită de el fuseseră atât de favorabile, încât crezuse că victoria lui Elizabeth era sigură. Situația se răsturnase cu o rapiditate șocantă, iar resuscitarea enervantă a popularității lui Kelis îl luase prin surprindere. Intervenția în extremis a lui Filemon fusese o măsură disperată, luată pur și simplu prea târziu. Când se gândea la asta, Godwin simțea impulsul de a țipa efectiv. Dar războiul nu se încheiase încă. Kelis îl tratase de sus pe Filemon, dar adevărul era că nu-și putea considera noua poziție ca fiind sigură până nu obținea binecuvântarea episcopului Henry. Din păcate, Godwin nu avusese încă prilejul de a intra în grațiile lui Henry. Noul episcop, care nu știa nicio boabă de engleză, nu vizitase Kingsbridge-ul decât o singură dată. Pentru că era de atât de puțin timp episcop, Filemon nu aflase încă dacă avea vreo slăbiciune care să-l poată face manevrabil. Dar era bărbat și preot, așa că, în mod normal, ar fi trebuit să se alieze cu Godwin împotriva lui Kelis. Godwin îi scrisese o misivă lui Henry, în care îi relata că sora Kelis le vrăjise pe călugărițe, făcându-le să creadă că le poate salva de ciumă. Expusese în detaliu povestea vieții lui Kelis, acuzația de erezie, procesul și sentința dată în urmă cu 8 ani, salvarea de către Cecilia. Spera că, la venirea în Kingsbridge, Henry să-și fi format deja o prejudecată solidă împotriva lui Kelis. Dar când avea să vină Henry? Era ceva cum nu se poate mai neobișnuit ca episcopul să nu participe la mesa de Crăciun oficiată în catedrală. O epistolă semnată de eficientul, dar deloc inventivul arhidiacon Lloyd, explicase că Henry era ocupat cu numirea unor clerici noi care să le ia locul celor care muriseră de ciumă. Era posibil ca Lloyd să fie împotriva lui Godwin. Era omul contelui William, din moment ce își datora funcția răposatului frate al contelui, Richard, iar tatălui William și al lui Richard, contele Roland, nu și ascunsese niciodată dușmânia față de Godwin. Dar decizia n-avea să fie luată de Lloyd, ci de Henry. Era greu de prevăzut ce avea să se întâmple. Godwin avea senzația că scăpase din mâini frâiele situației. Cariera îi era amenințată de Kelis, iar viața îi era pusă în pericol de necruțătoarea ciumă. Exact când ceremonia de sfințire ajunse la final, peste pământul înghețat începu să cadă o ninsoare ușoară. Dincolo de limita parcelei devenită cimitir, 7 procesiuni funerare stăteau pe loc, așteptând ca totul să fie gata. La semnalul lui Godwin porniră. Primul cadavru era în coșciug, dar restul nu erau înfășurate decât în giulgiuri purtate pe tărci. Chiar și când lucrurile mergeau bine, sicriele erau un lux rezervat numai celor înstăriți. Acum însă că lemnul se scumpise, iar cei care făceau sicrie se confruntau cu o cerere foarte mare, doar cei foarte bogați își mai puteau permite să fie înhumați în coșciuge. În fruntea primei procesiuni se afla Mertin, cu fulgi de nea prinși în părul și în barba sa de culoarea cuprului. O ducea în brațe pe fetița lui. Godwin deduse că bogata răposată trebuia să fie Bessie Bell. Aceasta murise fără a avea în urmă vreo rudă și îi lăsase hanul lui Mertin. Banii se lipesc de omul ăsta ca frunzele ude de cizme, reflectă Godwin cu amărăciune. Mertin avea deja insula leproșilor și averea făcută în Florența. Acum devenise și proprietarul celui mai prosper han din Kingsbridge.
Godwin cunoștea prevederile testamentului lui Bessie pentru că stăreția avea dreptul să încaseze o taxă de moștenire și se alesese astfel cu un procent bun din valoarea hanului. Mertin achitase suma în florin de aur fără să clipească. Singura consecință bună a epidemiei de ciumă era că, dintr-o dată, stăreția avea o mulțime de bani. Godwin oficie slujba de înmormântare pentru toate cele 7 cadavre. Acum, așa se desfășurau lucrurile în mod obișnuit. O înmormântare dimineața și una după amiaza, indiferent de numărul de morți. Nu erau suficienți preoții în Kingsbridge pentru ca fiecare persoană să aibă parte de o înhumare individuală. Acest gând alimentă viziunile de coșmar care îl hărțuiau pe Godwin. Începu să rostească precipitat cuvintele slujbei, văzându-se pe sine într-una dintre gropi. Reuși cu greu să-și recapete controlul și să continue. Într-un final, slujba l-a sfârșit, iar Godwin conduse alaiul de monahi înapoi în catedral. Intrară în biserică și, odată ajunși în naos, rupseră rândurile. Călugării se întoarseră la îndatoririle lor obișnuite. O călugăriță novice se apropie emoționată de Godwin și îi spuse: "Părinte stareț, ați fi atât de bun încât să veniți până la spital?" Lui Godwin nu-i plăcea să primească mesaje prin intermediul novicilor. "Pentru ce?" replică el tăios. "Îmi pare rău, părinte, nu știu, mi s-a spus doar să vă chem." "O să vin când o să pot," zise el iritat. Nu avea nimic urgent de făcut, dar, ca să-și sublinieze importanța, mai întârzie în catedrală, discutând cu fratele Eli despre rasele călugărilor. Câteva minute după aceea, traversă claustrul și intră în spital. Călugărițele erau adunate în jurul unui pat care fusese așezat în fața altarului. Godwin își dădu seama că cel mai probabil era vorba despre un pacient important. Se întreba cine putea fi. Una dintre călugărițele care lucrau la spital se întorsese către el. Aceasta purta o mască de pânză peste nas și gură, dar Godwin recunoscu ochii verzi cu pete aurii ai membrilor familiei sale. Era Caris. Deși putea vedea atât de puțin din fața ei, își dădu seama că avea o mimică ciudată. Se aștepta să citească antipatie și dispreț pe chipul ei, dar în loc de acestea, nu regăsi decât compasiune. Se apropie de pat cu un sentiment de agitație crescândă. Când îl văzură, celelalte călugărițe se dădură la o parte pline de respect. O clipă mai târziu, privirea îi coborâ asupra pacientei. Era mama lui. Capul mare al petranilei se sprijinea pe o pernă albă. A suda, iar din nas îi curgea un firicel de sânge. O călugăriță îl ștersese, dar acesta reapărui imediat. O altă călugăriță îi oferi bolnavei o cană cu apă. Pe pielea ridată a gâtului petranilei se vedeau mai multe pete violacee. Godwin țipă ca și cum ar fi primit o lovitură năpraznică. Se holba la ea îngrozit. Mama lui îl privea cu ochii îndurerați. Nu era nicio îndoială. Căzuse victimă epidemiei de ciumă. "Nu!" strigă el. "Nu! Nu!" Simțea o durere insuportabilă în piept, ca și cum ar fi fost înjunghiat. Îl auzi pe Filemon, aflat lângă el, spunând pe un ton speriat: "Încearcă să-ți păstrezi calmul, părinte stareț." Dar nu putea să-i asculte îndemnul. Deschise gura să țipe, însă nu reuși să scoată niciun sunet. Dintr-o dată simți că se desprinde de trupul său și pierde orice control asupra propriilor mișcări. Apoi văzu o ceață neagră ridicându-se dinspre pardoseală și învăluindu-l, ridicându-se treptat în jurul lui până ce-i acoperi nasul și gura, împiedicându-l să mai respire, coborându-i peste ochi, orbindu-l. Într-un final, își pierdu cunoștința. Godwin zăcut timp de 5 zile. Nu mâncă nimic și nu băut decât atunci când Filemon îi ducea cana la buze. Nu putea gândi coerent. Nu se putea mișca pentru că nu reușea să se hotărască ce să facă. Suspina, dormea, după care se trezea și începea din nou să suspine. Era vag conștient că la un moment dat fusese vizitat de un călugăr care îi pusese mâna pe frunte, îi luase o mostră de urină, declarase că suferă de febră cerebrală și pusese să îi se ia sânge. Apoi, în ultima zi a lunii decembrie, un Filemon cu chip speriat îi aduse vestea morții mamei sale. Godwin se ridică, puse să fie bărbierit, îmbrăcă o rasă nouă și se duse la spital. Călugărițele scăldaseră și îmbrăcaseră trupul neînsuflețit. Părul petranilei fusese periat cu grijă și trupul lui era acoperit cu o rochie făcută din stofă de lână scumpă, italienească. Văzând-o astfel, cu chipul marcat de paloarea morții și ochii închiși pentru totdeauna, Godwin simți din nou un jâng de panică, precum cele care îl copleșiseră atât timp. Dar de data aceasta putu să-și îl înnăbușe. "Duceți trupul în catedrală," ordonă el.
În mod normal, onoarea așezării în catedrală pentru priveghi nu le era rezervată decât monahilor, preoților și aristocraților, dar Boduin știa că nimeni n-avea să îndrăznească să se opună. După ce se făcu mutarea, iar corpul fu așezat în fața altarului, Boduin îngenuche lângă mama sa și începu să se roage. Rugăciunile îl ajutau să-și atenueze spaima și încet, încet, își dădu seama ce avea de făcut mai departe. Când, într-un final, se ridică, îi dădu ordin lui Filemon să convoace imediat o întrunire în sala capitulară. Se simțea nesigur, dar știa că trebuia să facă o sforțare și să-și recapete stăpânirea de sine. Întotdeauna fusese binecuvântat cu puterea de a-i convinge pe ceilalți să acționeze după cum voia el. Iar acum trebuia să-și folosească la maximum acest dar. După ce monahii se adunară, începu să le citească din Cartea Facerii. După acestea, Dumnezeu l-a încercat pe Avram și i-a spus așa: Avrame, Avrame! Iar el a răspuns: Iată-mă, Doamne, aici sunt! Și Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu Isaac, pe care îl iubești, și du-te în ținutul Moria și adu-mi-l ofrandă, ars pe rug, pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Și Avram s-a trezit dimineața în zori și a înșeuat asinul și a luat doi servitori cu el și pe fiul său Isaac. A tăiat lemnele pentru rug, s-a ridicat și s-a dus la locul ales de Dumnezeu pentru jertfă. Boduin își ridică privirea din carte. Călugării îl priveau cu atenție. Știau cu toții povestea lui Avram și a lui Isaac. Ei erau mai interesați de el, de Boduin. Erau în gardă, precauți, întrebându-se ce urma. Ce ne învață povestea lui Avram și a lui Isaac? Întrebă el pur retoric. Dumnezeu îi poruncește lui Avram să-și sacrifice fiul, nu doar primul său venit pe lume, ci singurul fiu născut când el avea deja 100 de ani. A protestat Avram la auzul unei asemenea cereri? A implorat milă? L-a constrâns pe Dumnezeu? A încercat el să sublinieze că sacrificarea lui Isaac ar fi fost crimă, infanticid, un păcat îngrozitor? Boduin lăsa această serie de întrebări să se dezvolte în mintea spectatorilor săi pe parcursul la câteva clipe de tăcere, după care își coborâ privirea către paginile cărții și citi. Și Avram s-a trezit dimineața în zori și a înșeuat asinul... Își ridică din nou ochii spre frații călugări. Se poate ca Domnul să ne încerce și pe noi. Se poate să ne poruncească să facem unele lucruri care pot părea greșite. Poate că o să ne spună să facem ceva ce pare un păcat. Dar când se va întâmpla una ca asta, trebuie să ne amintim de Avram. Boduin folosea stilul său de predicare pe care îl știa avea cea mai mare încărcătură persuasivă. Ritmic, dar în același timp colocvial. Liniștea desăvârșită din sala capitulară îi demonstra limpede că le captase atenția. Nimeni nu se foia, nu vorbea în șoaptă cu vecinul și nici nu se auzeau cizmele frecate de pardoseala de piatră. Nu trebuie să punem porunca sub semnul întrebării, rosti el. Nu trebuie să ne opunem. Când Domnul ne călăuzește, noi trebuie să-L urmăm, indiferent cât de păcătoase, absurde sau crude par dorințele sale pentru mințile noastre slabe de simpli oameni. Suntem nevolnici și umili. Înțelegerea noastră se înșală adesea. Nu ne e dat să luăm decizii, să facem alegeri. Datoria noastră e simplă. Trebuie să ne supunem. Apoi le spuse ce trebuiau să facă. Episcopul ajunse după lăsarea serii. Era aproape de miezul nopții când suita episcopală intră în curtea stăreției. Își luminaseră calea cu ajutorul torțelor. Cei mai mulți ocupanți ai stăreției erau în pat de câteva ore bune, dar câteva călugărițe trebăluiau încă prin spital, iar una dintre ele veni să o trezească pe Cheris. A venit episcopul, o anunță aceasta. Și de ce vrea să-mi vorbească? Întrebă Cheris somnoroasă. Nu știu, maică stareță. Bineînțeles că nu știa. Cheris se dădu jos din pat și-și puse o pelerină. Ajunsă în claustru, se opri pentru o clipă. Luă o înghițitură prelungă de apă și trase adânc în piept de vreo câteva ori, aerul rece al nopții, limpezindu-și mintea de orice urmă de somn. Voia să-i facă o impresie bună episcopului, astfel încât acesta să nu-i ridice probleme în ceea ce privea ratificarea alegerii sale ca stareță. Arhidiaconul Lloyd era în spital cu un aer obosit și vârful nasului său lung înroșit de frig. Vino și întâmpină-ți episcopul, spuse el iritat, ca și cum Cheris ar fi trebuit să fie treaz așteptându-l. Cheris îl urmă spre ieșire. Lângă ușa afară se afla un servitor care ținea în mână o torță aprinsă. Traversară pajiștea până la locul unde episcopul aștepta încă pe cal. Acesta era un bărbat mărunțel cu un potcap mare și, după toate aparențele, sătul de greutățile călătoriei. Cheris se adresă în franceza normandă.
Bine ați venit la stăreția Kingsbridge, sfinția voastră. Henry îi răspunse țâfnos. Tu cine ești? Kerris îl mai văzuse și în alte ocazii, dar nu vorbise niciodată cu el. Sunt sora Kerris, stareța aleasă de călugărițe. Vrăjitoarea. Kerris a avut impresia că inima îi se scufundă în piept asemenea unei pietre de moară. Probabil că Godwin încercase deja să otrăvească mintea lui Henry. Dintr-o dată, spaima îi se transformă în indignare. Nu, sfinția voastră, nu există nicio vrăjitoare aici, spuse ea pe un ton mai tăios decât ar fi fost prudent. Doar un grup de călugărițe obișnuite care fac tot ce pot pentru un oraș lovit de o epidemie de ciumă. Henry îi ignoră vorbele. Unde e starețul Godwin? În palatul său. Ba nu, nu e. Arhidiaconul Lloyd o învrednici cu o explicație. Am fost deja acolo. Clădirea e goală. Chiar așa? Da, replică iritat arhidiaconul. Chiar așa. În momentul acela, Kerris zări pisica lui Godwin de neconfundat datorită vârfului alb al cozii. Novicii o numeau arhiepiscopul. Animalul mergea de-a lungul laturii vestice a catedralei și se uita nedumerit în spațiile dintre stâlpi, ca și cum și-ar fi căutat stăpânul. Kerris era complet luată prin surprindere de această stare, de fapt. Ce ciudat! Poate că Godwin s-a hotărât să-și petreacă noaptea în dormitorul comun cu ceilalți călugări. Și de ce ar face una ca asta? Sper că nu avem de-a face cu păcate de desfrânare aici. Kerris clătină din cap respingând o asemenea ipoteză. Episcopul îl bănuia pe Godwin de încălcarea jurământului său de castitate, dar Godwin nu era nici de cum predispus la acest tip de păcate. A fost foarte afectat de faptul că mama lui s-a îmbolnăvit de ciumă. A avut un fel de criză și a rămas fără cunoștință. Femeia a murit azi. Dacă s-ar fi simțit rău, mie mi s-ar fi părut mai rezonabil să doarmă în patul său. Orice era posibil. Reacția lui Godwin la moartea Petranilei nu putea fi prevăzută din moment ce purtarea sa recentă fusese atât de neobișnuită. Kerris spuse. Ar dori sfinția voastră să discute cu unul dintre subalternii săi? Henry răspunse indispus. Dacă aș putea să dau de vreunul, da. Poate că dacă îl voi conduce pe arhidiaconul Lloyd la dormitorul comun... Cât mai curând. Lloyd luă o torță de la un servitor, iar Kerris îl conduse cu pași repezi prin catedrală și claustrul călugărilor. Totul era cufundat în tăcere, așa cum era obiceiul în mănăstiri la acea oră din noapte. Ajunseră lângă scara care ducea la dormitorul comun, iar Kerris se opri. Mai bine ați urca singur, rostia ea. Nu se cuvine ca o călugăriță să-i vadă pe monahi în paturile lor. Bineînțeles. Lloyd urcă treptele cu torța în mână, lăsând-o în întuneric. Kerris rămase așteptând intrigată. Îl auzi strigând. Hei, e cineva? Dar nu-i răspunse nimeni, totul fiind stăpânit de o tăcere stranie. Apoi, după câteva secunde, Lloyd o chemă pe un ton ciudat. Soră? Da. Poți să urci. Uluită, Kerris urcă treptele și intră în dormitor. Se opri lângă Lloyd și scrută încăperea la lumina nesigură oferită de torța aprinsă. Saltelele de paie ale călugărilor erau așezate ordonat pe jos în două rânduri, de o parte și de alta a camerei, dar niciuna nu era ocupată. Nu e nimeni aici, spuse Kerris. Chiar nimeni, întări Lloyd. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Nu știu, dar pot să ghicesc, răspunse Kerris. Atunci iluminează-mă, te rog. Nu e evident? Rostia. Au fugit.